vreau să ajungem ca să realizăm noi acest vis al strămoșilor noștri de a face o Românie mare. Vreau ca Basarabia să se unească cu România. Astfel de manifestații reprezintă un fel de trezire a conștiinței noastre românești și vedem că în fiecare an suntem tot mai mulți și mai mulți, ceea ce este un lucru foarte bun pentru viitorul nostru. Unire! 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 Toate zilele care facem ceva pentru unire, toate evenimentele, toate acțiunile noastre, de la acțiuni mici la marșuri, toate contribuie la realizarea acestui ideal. O țară, un popor, uniți sub tricolor! O țară, un popor, uniți sub tricolor! Ale, 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 ale! Chișinău și București! Basarabia, din pământ românesc. Suntem cu trup și suflet asupra neamului nostru. Să ne ajute Dumnezeu la anul viitor să fie mai mulți, să cerem unirea cu România. România luptă! Basarabia e ta! România luptă! Basarabia e ta! Marcăm momentul care va urma să vină cei 100 de ani de la România Dodoloață, cum îi spuneau cei care au înfăptuit-o la momentul 1918. Este foarte posibil o reunire dacă noi toți ne dorim ca popor și ca nații. Cei care conduc țara asta, atât Republica Moldova cât și România, nu ne reprezintă. Noi suntem cei care facem unirea cu sufletul și cu inima. Ziua Marii Uniri de la 1918, 1 decembrie, este ora astrală a întregului neam românesc. În sfârșit, atunci a fost desăvârșită unirea tuturor românilor. Noi putem să ne integrăm în Uniunea Europeană numai și numai prin România și cu România. Se va reîntregi neamul românesc, se va reîntregi România Mare și noi ne vom bucura și vom putea prospera cu mult mai bine, cu mult mai ușor. Țară strămoșească, noi suntem ai tăi basarabeni, dar de ce cerșim cetățenia? Doar suntem aceiași cetățenilor, nu vrem să cerșim cetățenia, doar suntem aceiași cetățeni. Până în 2018 și România și Republica Moldova trebuie să muncim și muncim de azi înainte, de acum încolo, toate organizațiile unioniste împreună. Oși trecuți prin foame și războaie, nu mai vrem mai mult să îngenunchem. Vrem să ne unim cu România, vrem unire, altceva nu vrem. Se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire și-ar fi mare păcat să ratăm această ocazie unică, ocazie istorică, să nu spunem mândru și tare întregii luni că noi vrem unirea. Basarabia, timp de unire, destrămat apoi și jertmenite.
pierde un popor de nerăbdare. Vreau un izbor românii la mare. Pierde un popor de nerăbdare. Vreau un izbor românii la mare. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun fiecare dintre noi în acest an de cotitură 2018 pentru ca centenarul să ne găsească împreună. Poți trecuți prin foame și războaie. Nu mai vrem mai mult să genugheni. Vrem uniți cu România mare. Vrem unirea altceva nu vrem. România și Republica Moldova trebuie să se reunească cât mai curând pentru o România în granițele ei firești. Basarabia țară românească, cu o istorie și o limbă avem. Vrem uniți cu România mare. Vrem unirea altceva nu vrem. Vrem unirea altceva nu vrem. Vrem unirea altceva nu vrem.